Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, încurajare pentru părinții singuri. Scoală-te, ia copilul și ține-l de mână, căci voi face din el un neam mare. Geneza 21, versetul 18. Când citim istoria lui Agar și a fiului ei, Ismael, ne dăm seama cât de mult îi pasă lui Dumnezeu de părinții singuri. Deși Avraam era tatăl lui Ismael, el și-a alungat fiul și pe mama lui, fără a le oferi vreun sprijin. Citim în Geneza 21, versetul 14, a luat pâine și un burduf cu apă pe care l-a dat Agarei și l-a pus pe umăr, i-a dat și copilul și i-a dat drumul. Ea a plecat și a rătăcit prin pustia Beersheba. În multe aspecte, Agar îi reprezintă pe cei care umblă prin pustiul greșelilor din trecut, al rușinii, al abandonului, al fricii de a o lua de la capăt. Și citim mai departe, versetele 15 și 16, când s-a isprăvit apa din burduf, a aruncat copilul sub un tufiș și s-a dus de așezut în fața lui la o mică depărtare de el, ca la o aruncătură de arc, căci zicea ea, să nu văd moartea copilului. Și a început să plângă. Dacă ești un părinte singur, poate ai obosit și te simți epuizat. Omenește vorbind, ai făcut tot ce ți-a stat în putință și nu mai ai ce să dăruiești. Dar resursele divine ale lui Dumnezeu sunt inepuizabile. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui ce cade în leșin, scrie în Isaia, capitolul 40, versetul 29. Ne întoarcem în Geneza 21, unde citim în versetele de la 17 la 19. Dumnezeu a auzit glasul copilului și îngerul lui Dumnezeu a strigat din cer pe Agar și i-a zis, scoală-te, ia copilul și ține-l de mână, căci voi face din el un neam mare. Și Dumnezeu i-a deschis ochii și ea a văzut un izvor de apă. Dumnezeu îți iubește copilul chiar mai mult decât îl iubești tu. Și când te întorci la Dumnezeu, El îți va arăta resurse despre care nici nu știai că există. El are planuri pentru copiii tăi, așa că încurajează și ridică-i. Dumnezeu care l-a făcut mare pe fiul lui Agar, poate face același lucru și pentru copiii tăi.